Reprezentanții Protecției Consumatorului vor organiza în aceste zile o serie de activități pentru a marca Ziua Mondială a Consumatorului, eveniment celebrat în fiecare an pe data de 15 martie. Dorina Rednic, comisar șef adjunct la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorului Salaj, a declarat că pentru a marca importanța acestei zile și în rândul tinerilor consumatori, începând cu anul 2000, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, împreună cu Asociația pentru Protecția Consumatorilor România, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, organizează concursul Alege este dreptul tău, concursul bucurându-se an de an de o tot mai largă participare și de un real interes din partea elevilor. În acest an, faza județeană a concursului se va desfășura sâmbătă 15 martie la Școala Gimnazială Gheorghe Lazar din Zalău. Reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Sălaj, împreună cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, vor face parte din Comisia de Jurizare a concursului. Ziua Internațională a Consumatorului a fost sărbătorită pentru prima dată pe 15 martie 1962, când președintele Statelor Unite de la acea vreme, John F. Kennedy, a enunțat primele patru drepturi ale consumatorilor: dreptul la securitate, dreptul la informare, dreptul la posibilitatea de a alege produse sau servicii și dreptul de a fi ascultat. În acest an, tema aleasă este informarea corectă și completă a consumatorilor. Pentru că, vedeți dumneavoastră, în ultimul timp se pune un foarte mare accent pe informarea consumatorului. Dacă privim orice etichetă, este primul lucru care ne dă o serie de informații. De pe o etichetă, dacă privim, putem să aflăm denumirea acelui producătorului, deci acelui care a pus pe piață produsul, denumirea produsului, compoziția acelui produs, eventuale riscuri, gramajul acelui produs și așa mai departe. Sunt norme pe care reglementează fiecare grupă de produse, produse alimentare, produse nealimentare, prestări servicii și este foarte important că atunci când mergem la cumpărături în calitate de consumator, în primul rând să ne informăm și să citim cu atenție acele etichete și numai după ce avem o informare cât de cât să putem să alegem un produs în funcție de necesitățile și nevoile personale.